una cu elevi valutate la Colegiul Național Militar din Bank Edition, ediția cu numărul 11, începând de mâine dimineață. Acum avem mă așteptăm la ateliere, spectacole, expoziții, concerte. Vor fi 8 zile de poveste din Bank anul acesta. Vă așteptăm! Vor exista și elemente queer. Craiova s-a transformat într-un teren magic, păpuși gigant, dar și personaje unicat, spectaculoase și originale, create de artiștii Teatrului Colibri, au prins viață pe străzile orașului. La lăsarea nopții, centrul Craiovei a devenit o explozie de culoare și gazda celei mai renumite parade de păpuși supradimensionate. Zeci de mii de copii și admiratori ai festivalului au ieșit în stradă să se bucure de momentele magice. Craiovenii au fost încântați de paradă. Foarte frumos! Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cel mai mult parada asta și confetile! Cum sunt păpușile? Foarte frumoase! Ai mai fost și în alte ani la paradă? Da! Foarte frumoase! Ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut? Păpușile! Ne place foarte mult și suntem bucuroși că stăm în Craiova să vedem în fiecare an paradă. Ce te-a impresionat cel mai mult din ce ai văzut? Păpușile, nu știu, mi se pare o tematică foarte frumoasă. Chiar mi se pare un spectacol plin de magie și îmi place de când eram micuță. Cum este atmosfera? Superbă, minunat, îmi place tare mult. Este minunat și copiii sunt foarte încântați. Cum este atmosfera în această seară? Incendiară, toată lumea este foarte bucuroasă, ne simțim minunat. Ediția de anul acesta aduce și foarte multe noutăți. Un acvariu supradimensionat va fi amenajat în Parcul Nicolae Romanescu, care va avea în jur de o tonă de apă și unde oamenii se vor întâlni cu păpuși în apă. Festivalul susține și cauze umanitare. Pot fi donate rechizite pentru copiii nevoiași. În premieră se vor organiza și spectacole pentru copiii bolnavi de cancer. Vor fi peste 400 de evenimente în cele 8 zile de festival. Avem video mapping, urmează un spectacol la înălțime, venit tocmai din Marea Britanie, avem spectacole itinerante, avem spectacole cu foc, avem lansări de carte, expoziții și multe, multe alte surprize. Așa că vă așteptăm la Craiova, perioada 25 august, 1 septembrie, unde o să vă întâlniți cu artiști din peste 15 țări, cu peste 400 de evenimente, ateliere, cum v-am spus mai devreme, o să fie 8 zile magice, 8 zile de poveste, așa cum Teatrul Colibri organizează de 11 ani aici, la Craiova. Timp de 8 zile, orașul se va transforma într-un tărâm magic al animației. Festivalul se încheie pe 1 septembrie, tot cu o paradă impresionantă.